cu banii în conturi, dar cu riscul de a nu reuși să-i cheltuiască, uzina mecanică Sadu pare urmărită de ghinion. Autoritățile afirmă că retehnologizarea unității strategice merge greu și că acest proces ar putea lăsa fără comenzi fabrica din Bumbești-Jiu. Sunt în continuare în procedură de achiziție a echipamentului pentru care au primit banii acum ceva ani de zile și n-are rost să mai deschidem acest subiect pentru că este unul cunoscut și arhicunoscut. Ce este clar că uzina mecanică Sadu are aproape 10 milioane de euro în cont, care le stă la dispoziție pentru retehnologizare, lucru absolut necesar pentru a reuși să stea în piață. Singura chestiune care la momentul de față stă în fața uzinei mecanice Sadu sunt aceste achiziții de echipamente care pot să-i pună în postura într-adevăr să aibă un rol important în piața pe care îi produc elemente și le desfac. Pe de altă parte, autoritățile se tem ca societatea să nu fie scoasă din regimul de administrare specială pentru a ajunge pe mâna privaților.